Buongiorno e Cristo risorto, Padre Maxim. Buongiorno, è davvero risorto, domnule Matei? Bine v-am găsit. Bine v-am găsit, nu vă speriați, dragi prieteni, noi să vorbim acest interviu în limba italiană, poate altă dată, când o să învăț eu italiana foarte bine, părintele o știe, știe și limba engleză. Avem un invitat special astăzi, în Vinerea Mare, în săptămâna patimilor, anului Domnului 2020. Și nu un invitat oarecare, după cum vedeți, este un teolog. Dar este un teolog tânăr care este monah. Părinte, dumneavoastră sunteți ieromonah, dar și doctor. Doctor în studiu. Puteți să ne spuneți unde vă aflați acum? De ce am început noi în limba italiană? Am început pentru că vă aflați într-o situație specială. Vă rog să ne povestiți un pic. Să știe și prietenii noștri de unde vă luăm noi interviul acesta. Așa este, în momentul de față vă vorbesc de la Roma, unde sunt deja de ceva vreme și sunt în carantinat de mai bine de o lună, pentru că la noi starea de carantină a început undeva prin 6 martie, dacă mi-aduc bine aminte, și mă găsesc deja de o lună într-o formă de izolare la domiciliu până la urmă, că termenul carantină e ușor tehnic. Așa cum ați spus, sunt doctor în teologie, am terminat doctoratul în teologie la Cluj-Napoca în anul 2019. În 2 octombrie am avut susținerea publică și am redactat o teză de doctorat dedicată autobiografiei spirituale, care s-a publicat de curând. Din păcate, întrucât nu am fost în România de multișor, n-am intrat încă în posesia variantei print. De îndată ce va sosi, vă promit că expediez și pe adresa dumneavoastră un exemplar. Mulțumesc. Din anul 2018 sunt de asemenea bursier Universității Pontificale Angelicum din Roma. Universitatea Pontificală Angelicum este cea mai veche universitate din sistemul pontifical. Ea funcționează într-o clădire care a fost zidită pe vremea când fondatorul Ordinului Dominicanilor, Sfântul Dominic, a venit și a propovăduit la Roma și a stabilit aici cartierul general construind o mănăstire. Și această mănăstire dominicană a devenit ulterior universitate. Pe la noi au trecut, așa să vă imaginați, Sfântul Toma de Aquino, marele doctor Angelicum al spațiului catolic, și au trecut nume mari ale teologiei, între care cel mai ilustru dintre cei care au oarecare rezonanță pentru zilele noastre este Papa Ioan Paul al II-lea. Eu studiez aici științe sociale, pentru că profilul meu academic este nițel diferit de un profil de teolog. Eu sunt teolog la bază, pentru că am licență în teologie, am seminarul, am masterat în teologie și doctorat, dar am făcut în același timp și studii de istorie, sunt specializat în istoria modernă a României în secolul al XIX-lea, am o licență în istorie, am un masterat în istorie, am mai studiat teologie ecumenică la Geneva și acum am venit să fac științe sociale la Roma, să învăț de la dominicani. Facultatea de științe sociale de aici este cea mai veche din sistemul bisericesc. A fost înființată undeva în anii 50 și între marii profesori care au trecut pe la științele sociale dominicane, se numără, de exemplu, Jacques Maritain, despre care probabil că unii dintre ascultătorii dumneavoastră au auzit. Așa încât este cea mai importantă. În plus, fondatorul teologiei sociale și mentorul Papei Francisc, pontiful în exercițiu, Părintele Gutierrez, a fost și el alumn al universității noastre și pentru o vreme a fost și profesor la Facultatea de Științe Sociale, unde studiez și eu acum. Am venit în 2018 să fac un masterat în științe sociale, în sociologie, aici. Iar din anul acesta am început și un doctorat. Sistemul pontifical nu-mi permitea să încep un doctorat fără a avea un masterat aici. Între timp, cu aprobarea Consiliului Pontifical pentru Educație, mi-a dat dreptul să încep doctoratul în condițiile în care e ultimul semestru masteral aici și va urma, sigur, să-mi susțin dizertația și am statut, așa zis, de student extraordinar ca doctorant la Roma, pentru că am deja două titluri de master, doctorat, licență în istorie, licență în teologie. Și atunci, în acest context mă găsesc acum în carantinat la Roma, pentru că eu am venit la studii. Și în momentul în care s-a declarat starea de carantină, s-au suspendat cursurile propriu-zise, pentru că noi facem cursuri online, în fiecare zi avem întâlniri online cu profesorii, lucrăm de zor, tocmai mi-au sosit peer review de la teza de dizertația de masterat. Deci noi lucrăm destul de mult și în varianta online, pentru că suntem generația tânără și avem obligația să lucrăm. Ei bine, în momentul în care s-a declanșat această stare de suspendare a cursurilor, n-am socotit că va ține atât de mult, nu ne-am așteptat, ca tare am rămas la Roma. Acum, cât voi mai sta la Roma, urmează să vedem, dar cu siguranță sărbătoarea Paștilor o voi face la Părintele Nicolae Strugaru, protopopul nostru de Lațio III,
unde mă găsesc de ceva vreme, pentru că am fost invitat dânsului pentru carantină și pentru a sluji împreună. Noi avem aici plăcerea și bucuria să slujim în fiecare zi acasă, întrucât situația e un pic diferită aici față de România. Numai preoții care chiar locuiesc în vecinătatea bisericii au dreptul să se deplaseze până acolo. Noi nu avem dreptul să mergem la biserică. Și atunci, în momentul în care mi s-a interesat acest lucru, ne-am strămutat încet, încet acasă, am transmis o parte din slujbe, părintele le-a transmis în streaming, în rest comunicăm cu lumea, cum știm, catehezele cu tineretul le facem online, via Skype, pentru că nu putem să-i lăsăm pe tinerii noștri de izbeliște acum, iar cu oamenii comunicăm cum se poate, prin diferitele mijloace tehnice și prin toate aceste lucruri. Acum, asta este situația. Vedeți, Italia a fost mai izbită de pandemie decât alte țări și suferă destul de mult. Lucrurile au început să o ia pe un trend descendent, dar încă sunt complicate. Sunt peste 500 de decese zilnice se înregistrează. E adevărat că în ultimele zile au fost peste 1000 de vindecări în fiecare zi înregistrate. Ne bucurăm că sunt și vești bune. România a avut șansa să fie după Italia și a mai învățat câte ceva. Din cauza asta, numărul deceselor în România la ora asta este mai mic. O să precizez acum că ne aflăm în data de 17 aprilie 2020, ca să rămână înregistrat în acest interviu. Suntem în anul în care planeta Pământ a fost lovită de o pandemie uluitor de complicată și necunoscută, pentru că până acum această boală n-a fost cunoscută, deși este un coronavirus. Cei care vor să afle ce înseamnă coronavirus și numele bolilor, trebuie să știe că COVID-19 e numele de boală. COVID-19. Chiar am vorbit cu o doamnă jurnalistă și poetă de la Sighișoara, care zicea că acum un an a avut COVID-2. Deci iată de ce spune 19 și este necunoscută. Și aș vrea să vă întreb, în această mare de rută și de necunoaștere, dumneavoastră cum ați primit, din punct de vedere teologic, această întâmplare, care pentru unii este numai negru, iar pentru alții este gri, iar pentru unii poate trece mai ușor. Vreau să întreb dumneavoastră, personal, la nivel de suflet, de minte, cum ați simțit și cum vă resimțiți încă fiind în carantinarea aceasta, Cum să vă spun, eu nu operez în culori atât de categorice în ceea ce privește virusul, dar într-adevăr își are această perioadă nuanțele ei de gri și își are nuanțele ei de alb. Trebuie să descoperim și lucrurile bune și lucrurile mai puțin bune. Și am văzut-o, dat fiind faptul că ne aflăm în săptămâna mare a anului 2020, ca pe un semn pe care Dumnezeu ni-l dă, dar am văzut-o de la început, ca pe un semn că trebuie să ne reprioritizăm un pic viața. S-a insistat prea puțin în ultimele zile pe un aspect care mi s-a părut fundamental. În perioada aceasta, stratul de ozon al Pământului s-a refăcut aproape integral. Știți de ce? Pentru că se circulă mai puțin cu mașinile, pentru că uzinele produc mai puțin, pentru că se emit mai puține noxe. Eu văd dincolo de aspectul acesta dezastros, care este de-a dreptul înfricoșător, o văd și ca pe un semn că trebuie să ne reprioritizăm anumite lucruri din viața noastră. Că în rutina de zi cu zi n-am avut poate că timp să ne gândim la lucruri care chiar contează, să ne gândim la Dumnezeu așa cum s-ar fi cuvenit. N-am avut timp să trăim o sărbătoare poate că în plenitudinea ei. Și o văd și ca pe un semn, ca pe o scrisoare de dragoste a lui Dumnezeu pentru cei care rămân în viață. Pentru cei care pleacă e o altfel de scrisoare de dragoste, pentru că eu cred că ei își vor găsi încet, încet locul în împărăția lui, într-o formă sau alta. Și de asta zic, e un moment în care cred că trebuie să ne gândim cu seriozitate la lucrurile care contează cu adevărat. Am făcut atât de multe lucruri, ne-am zbuciumat atât de tare în toată această perioadă. Și a venit această pandemie și ne-am dat seama că atât de multe lucruri care erau firești nu ne pot salva, nu ne pot ajuta și că, de fapt, suntem până la urmă la mâna lui Dumnezeu. Și e important să ne gândim. Vedeți, mă gândesc acum la cât de multă lume se lamentează în legătură cu ceea ce se întâmplă de Paști în România. Ai noștri nu se lamentează atât de mult, deși și lor le este greu. Dar mă gândesc că ar trebui să vedem și într-o altă cheie lucrul acesta. Foarte multă lume, în perioada aceasta pascală, făcea multe, multe lucruri. Exista o listă lungă, cumpărături, felul de mâncare, vizită la rude,
ne și spovedim, ne și împărtășim, undeva la coadă era și Hristos. Acum avem șansa să fie Hristos în capul listei, pentru că evenimentul acesta al învierii se datorează, să ne gândim mai mult la el. Nu zic cu răutate, nu zic cumva arătând înspre o dimensiune vindicativă a acestei pandemii, e trist că ea se întâmplă, dar este în același timp și un moment în care suntem chemați să-L redescoperim pe Dumnezeu. Și pe de altă parte e un moment în care omul trebuie să-și descopere valențele creatoare. Vedeți dumneavoastră, suntem cea mai slabă făptură din istoria regnului animal. Sigur, suntem mai mult decât animale, dar să zicem așa, suntem cea mai slabă făptură din istoria regnului animal. Ce colți și ce blană au avut mamuții, ce ustensile de apărare au avut dinozaurii. Au venit diferitele cataclisme, au dispărut cu totul. Omul care n-are decât părul de pe cap, barba și micile, așa, a supraviețuit marilor glacificări, glaciațiuni. Omul care este atât de slab în raport cu prădătorii a supraviețuit marilor prădători care au dispărut ca specie. Și în momentele acestea de restriște, ființa umană și-a dat cumva măsura genialității ei, pentru că stând cumva la ascunzișul la ascunziș de pericolele care ne pasc, suntem chemați să fim creativi într-un alt mod. Și e o bucurie că omul a devenit creativ, iată, în modul acesta de comunicare. A devenit creativ în a se descoperi pe sine, în a descoperi relația cu celălalt, în a redescoperi noi modalități de a interacționa empatic. Până nu de mult interacționam empatic atât de robotic și eu în anumite situații și mi-am dat seama că pot să interacționez empatic chiar dacă nu am posibilitatea să fiu față în față realmente cu o persoană prin aceste mijloace tehnice. Nu-i minunat lucrul acesta? E un aspect pe care l-aș vedea pozitiv. Așa este, așa este. Sunt multe aspecte, l-am vrut să le știm pe cele care dumneavoastră le trăiți, efectiv, pentru că trăirea personală este mult mai importantă decât ceea ce se spune în anumite ziare, reviste, poate scrise la comandă sau așa mai departe. De aceea aducem alături de noi la câteva zile invitat special, pentru că cunosc foarte multe persoane care au trecut prin mai multe stări, de la groază, frică, disperare, unii chiar deznădejde. Și aș vrea să-i încurajăm un pic, să le dați un sfat, ce poate să facă în această perioadă grea pentru unii, dar cum ați spus dumneavoastră, uneori cu anumite nuanțe. Să nu e o catastrofă acum, în afară de faptul că unii oameni se mută la Dumnezeu și ne temem toți să nu fim noi, să nu fie cineva, un membru de familie. Putem ajuta să nu fie cineva din jurul nostru? E trist ceea ce se întâmplă și da, e dureros. Cred că faptul că moare un om, sigur ați văzut atât de multe abordări, nu? Cea mai dureroasă este cea a lui Lenin. Un om mort este o crimă, un milion de oameni morți e o statistică. Eu cred că fiecare om care pleacă din lumea aceasta lasă în urma lui o amintire și că e trist că anumite vieți sunt curmate, dar Dumnezeu știe de ce se întâmplă anumite lucruri și de ce în rânduiala lui se regăsesc aceste plecări dintre noi, uneori ușor grăbite. Pe de altă parte, fiecare dintre noi cei care rămânem putem contribui la binele celor din jur. Acum, în momentul în care omul rămâne singur, poate ajunge să se sălbăticească, aș zice așa, într-o vorbă neacademică. Și important ca în aceste momente noi, cei care suntem chemați să gestionăm aspectele acestea de socializare și ca preoți dumneavoastră, ca mass media, să știm să contribuim la umplerea unui gol pe care depărtarea de ceilalți poate să îl creeze. Omul are mai multă nevoie în această perioadă decât avea înainte de o comunicare, dar de o comunicare empatică, nu de o formă, nu de o informație, ci de o comunicare care efectiv să-l hrănească, să-i umple golul sufletesc care vine. Și de aceea, fiecare dintre noi suntem chemați, după părerea mea, să descoperim ceea ce ne poate hrăni cu adevărat. Nu? Pentru mine, de exemplu, este un fapt extraordinar să pun mâna pe o carte bună sau să văd un film bun sau să asist la o prelegere foarte bună. Am avut ocazia în ultima vreme să asist la foarte, foarte multe prelegeri online și am simțit mult mai plăcut lucrul acesta în multe situații decât dacă aș fi fost într-un amfiteatru. Pentru că mi-e mult mai comod să stau frumos pe un scaun, să stau în casa mea, să-mi iau un pahar cu cafea și să asist la o prelegere și să pot să adresez și întrebări. La fel cum mi s-a părut că le-a fost mult mai comod copilașilor să stea la cateheză prin Skype decât le-a fost de acasă, deși a fost mai dificil pentru mine, a fost o provocare pentru mine, pentru că în parohie sunt copilași de diferite vârste, de diferite categorii, când suntem față în față interacționăm diferit, unul face un lucru, altul face altceva și există o dinamică. Pe când așa se pun pe toți în fața unui ecran,
E dificil pentru că trebuie să mă adaptez mesajul așa încât și copilașul de 7-8 ani să-l înțeleagă și nici cel de 19 ani să nu se plictisească. De asta e frumusețea. Și cred că fiecare suntem chemați să descoperim acel lucru care ne face să trecem cu bine peste senzațiile, peste emoțiile blocante pe care le-ar putea crea această carantină. Ascultam de mult o conferință a profesorului Opre de la Cluj, un mare psiholog, creștin, fiul părintelui Crăciun Opre, care a fost și închis la un moment dat în timpul comunismului. Și profesorul Opre zicea așa, că riscul cel mai mare în astfel de momente îl reprezintă emoțiile blocante și ne invita să vedem emoțiile ca pe un zid. Mi s-a părut foarte frumoasă și foarte plastică această comparație. De multe ori ajungem în fața unui zid, nu? Și nu știm ce să mai facem. Să zicem, ăsta e zidul. Dar zidul poate fi trecut cu scara, zidul poate fi ocolit sau poate să fie efectiv spart, nu? Cu instrumentele de rigoare. Și atunci fiecare dintre noi putem să distrugem aceste emoții blocante în modul nostru. Pentru mine, v-am spus, faptul de a avea posibilitatea să mă rog, de a putea să socializez cu lumea, de a citi o carte bună, e ziditor de suflet. Am fost extraordinar de bucuros că marile edituri au deblocat anumite cărți pe care în parte le-am acasă, dar le-am găsit aici. O parte nu le citisem, o parte le citisem când eram mai tânăr, le-am reluat, am regăsit lucruri extraordinare. Cărțile jurnalului Kafka, l-a deblocat acum una dintre marile edituri, niște volume duhovnicești, pentru că editurile noastre, Patriarhia, editurile episcopale au început să deblocheze și să dea voie la variante online ale unor cărți extraordinar de frumoase și de ziditoare de suflet, care sunt extraordinar de necesare în momentul acesta. Eu trăiesc cu bucurie și am recomandat tuturor celor care sunt în dialog în această perioadă. Am oferit inclusiv eu două cărți ale mele pentru această perioadă, pentru site-ul nostru, al Episcopiei de la Cluj. E vorba de o carte dedicată lui Grigore Pletosu și de un volum dedicat Sfinților Năsăuteni. O să le poată găsi astăzi sau mâine, se vor încărca pe site-ul Radioului Episcopiei. Și am socotit că e un prilej de a redescoperi bucuria lecturii, dar a unei lecturi ziditoare, a unei lecturi pe care noi înșine le impunem. Și la fel cum rugăciunea poate să devină un dialog cu Dumnezeu, lectura poate să devină un dialog cu un autor. Pentru că în momentul în care citesc o carte, eu îi adresez întrebări autorului respectiv. Și unora dintre ele le găsesc răspuns, altora nu, dar am posibilitatea de a-mi pune mintea într-o stare dialogală. Ori până la urmă, și în viața duhovnicească, marile viziuni mistice vin în momentul în care mintea este într-o stare de dialog cu divinitatea. Atunci apar viziunile, atunci apar marile revelații pentru sfinții care au fost aproape de Dumnezeu și de aceea am găsit, iată, acest aspect esențial. Pentru alții, sigur, poate să fie o modalitate de a-și ocupa timpul într-un mod plăcut și constructiv, faptul de a găti, faptul de a lucra ceva prin o gradă, de a construi ceva de utilitate practică. Cert e că perioada asta este, între altele, și o modalitate pentru fiecare dintre noi de a ne descoperi calitatea de autodidact. Am uitat de ce înseamnă ca omul să fie ființă autodidactă sau am atrofiat, să zic așa, anumite aspecte ale valențe, ale dimensiunii autodidacte a omului, dar să știți că marile progrese ale omenirii s-au produs datorită faptului că omul este autodidact. Și este un moment în care noi suntem chemați să ne descoperim ca și autodidacți. Pot să zic și eu ceva la acest moment cu autodidact. Într-adevăr, aveți dreptate, mentalitatea românilor nu este construită în forma aceasta pe care frumos ați prezentat-o dumneavoastră, dar probabil după această pandemie ne vom reevalua aceste gânduri și aceste mentalități. De ce vă spun? Am avut ocazia să merg în Australia cu o expoziție de iconografie și acolo m-am întâlnit cu români, dar și cu câteva zeci de persoane din corpul diplomatic care erau acreditați în Australia, pentru că am avut o expoziție în Melbourne și una în Canberra, în capitala Australiei. Și la recepția organizată de Ambasada României, de 1 decembrie, noi am fost invitați alături de alți artiști din Australia, Noua Zeelandă și din alte insule de prin Oceania să expunem. Noi am fost singuri din România. Și acolo mi s-a spus în felul următor. Autodidactii sunt foarte bine cotați în societatea australiană. Ceea ce pentru mine a fost foarte mult, că și eu la rândul meu sunt autodidact. Acum, aici la noi se cere foarte multă învățătură pentru hârtiuțe, pentru diplome, pentru tot felul. Dacă nu ai,
nu performezi sau nu te nați în societate. Eu spun că e nevoie și de aceste diplome, aceste, cum să spun eu, hârtiuțe, cum spun unii, dar să facem și din autodidacți să-i promovăm măcar. Dar să nu-i astupăm. Pentru că la noi, dacă cineva se ridică în societate și află că e autodidact, nu mai are nicio calitate. Poți să oprești evoluția unui om tocmai din cauza aceasta. Și e păcat. Pentru că atâția oameni au fost autodidacți, din mari oameni ai lumii, oameni de știință. Mari descoperiri s-au făcut de către oameni care au fost autodidacți. Ați spus de revoluție și priorităților, hai să punem pe prioritate și acești oameni și acest fel de a fi autodidact, pentru că vom ajunge să cunoaștem lucruri care nici în vis nu le-am fi gândit. Asta apropo de ce ați spus dumneavoastră, pentru că aveți o dreptate mare și eu vă întreb numai în calitate de preot, să zicem simplu preot, ci în calitate de duhovnic, pentru că eu știu că dumneavoastră ați fost și duhovnic la două mănăstiri. Puteți să ne spuneți ceva la ce mănăstiri ați fost duhovnic? Da, la începutul carierei mele sacerdotale, în 2014 am fost, și apoi în 2015, o scurtă parte duhovnic la Maici, la Mănăstirea Salva, după care, înainte să vin la Roma, în 2018, am fost pentru 4 luni duhovnicul Mănăstirii Sfânta Elisabeta, o altă mănăstire de Maici de la Cluj. Vedeți dumneavoastră, mănăstirile de Maici sunt organizate ca structuri cu o componență feminină, singura prezență masculină acceptată fiind cea a preotului duhovnic, care nu are atribuții administrative cât duhovnicești. Se ocupă de pregătirea slujbelor, de slujirea marilor denii, de taine, de liturghia zilnică, de tot ce înseamnă programul de rugăciune. Administrația cade în sarcina stareței în astfel de mănăstiri. Și în același timp, ca duhovnic, am avut posibilitatea să interacționez cu foarte multă lume, pentru că Mănăstirea Salva, deși este tânără, s-a înființat în 1994, a avut oameni aparte. La noi s-a format Preasfințitul Părinte Teofil, episcopul vicar al Spaniei și Portugaliei, și a reușit să adune o comunitate extraordinar de frumoasă înainte să plece ca ecleziar la Catedrala Metropolitană de la Cluj și apoi ca episcop vicar în Spania. Și ca atare am avut de la cine să învăț. Întâmplarea face că Mănăstirea Salva a fost și mănăstirea mea de suflet, unde am crescut și unde m-am format lângă Părintele Teofil de când eram tânăr copil. După care Sfânta Elisabeta a fost o a doua experiență extraordinar de prolifică, pentru că acolo am avut de-a face cu o comunitate citadină care nu și-a pierdut însă vocația monahală. Maicile de la Sfânta Elisabeta sunt maici de oraș. Trăiesc undeva la periferia Clujului, dar sunt cumva într-o viață din această extraordinar de monahală, pentru că ele practică acel monahism care s-a practicat în secolul al IV-lea, în simplitate. Se ocupă de veșminte, de grădinării, de toate acele lucruri. Au o stareță extraordinară, Maica Maria Saftei, cu o experiență aparte și cu o pregătire pe măsură, pentru că înainte să fie stareță la noi, Maica Maria a fost directoare de seminar. Și atunci are habar cum se formau caracterele. Și pentru mine a fost o experiență extraordinară, pentru că eu, ca preot tânăr, n-am avut atât de mult bucuria slujirii și având toate aceste slujbe frumoase, toate aceste denii, făcute mănăstirește, așa cum se fac ele, fără să se reducă nimic din slujbă, cu toată inima și cu toată trăirea, a fost o experiență de slujire extraordinară. Și apoi experiența de duhovnic am avut-o în momentul în care am început să spovedesc cu oamenii, pentru că am interacționat cu oameni, cu probleme și mi-am dat seama cât de important este câteodată să ai și anumite cunoștințe de psihologie pentru a putea interacționa empatic. Și de asta mi-am și direcționat, după aceea am masterat studiile înspre consilierea pastorală și asistența psihosocială și am făcut cursuri mai mult cu profesorii de la psihologie decât cu cei de la teologie și am încercat cumva să înțeleg omul cu problemele lui, pentru că de foarte multe ori asta este marea problemă a duhovnicului și marea dilemă, unde se oprește capacitatea de înțelegere și unde începe adevărata valoare didactică a rolului de duhovnic. Și în asta m-a ajutat foarte, foarte, foarte mult faptul că am avut și oarecare studii de psihologie, dar în același timp m-au ajutat foarte mult sfaturile părinților mai în vârstă ca mine, cu bogată experiență, sfaturile înaltului, pentru că, cel puțin la începuturile mele, când eram la maici și întâlneam o problemă, îl sunam pe înalt preasfințitul și îl întrebam și dânsul, care a avut experiență de preot de parohie la Tupla și după aceea la Alba Iulia, extraordinară, metropolitul Andrei,
avea tot timpul răspunsurile foarte bine articulate și pentru mine a fost un mare câștig. Astăzi vreau să vă spun că ne izbim de provocări noi în contextul pandemiei și ca duhovnici. E dificil să interacționezi cu oameni care trec prin diferite stări sufletești și care nu se exteriorizează. În momentul în care sunt față în față cu acel om, pot să-mi dau seama că mi-ascunde ceva. Dar în momentul în care e o convorbire telefonică, de multe ori omul poate să ascundă anumite lucruri și atunci acest context al pandemiei ridică provocări extraordinar de frumoase, până la urmă, grele, dar frumoase, pentru că ne pune și pe noi în situația de a redescoperi sufletul omului și de a-l descoperi dintr-o altă perspectivă, de a pune accentul pe aspecte noi pe care nu le aveam în vedere înainte, pentru că ele n-au fost necesare. Vedeți, dumneavoastră, și adevărul de credință se definește doar în contextul în care apare erezia. Până atunci el se trăiește. În momentul în care apare erezia, apare învățătura greșită, abia atunci se definește adevărul de credință. Asta nu înseamnă că el nu existase până atunci, dar se trăise și se trăise într-o formă care nu necesita teoretizarea. În momentul în care apare învățătura greșită, pentru a fi foarte clar de ce credem într-un anume fel, biserica vine și definește adevărul de credință. Așa suntem și noi acum. Acum, până acum trăiam anumite lucruri fără să ne întrebăm de ce există, de ce sunt. Acum suntem chemați să descoperim și să facem cercetări și să, până la urmă, să lăsăm urmașilor noștri niște experiențe care după aceea vor putea să ajute să învețe din greșelile noastre. Dacă nu suntem în stare să le lăsăm lucruri bune, măcar greșelile să le lăsăm necosmetizate, pentru că ar putea să învețe din greșelile noastre. Sunt sigur că vom face greșeli și e important să facem greșeli, pentru că din greșeli învață omul. Așa este, părinte. Am ascultat cu mare atenție ce a spus dumneavoastră și am învățat multe lucruri, dar aș vrea să vă întreb, dumneavoastră, înainte de pandemia aceasta, ați mai avut parte de un fel de izolare? Ați avut momente în care v-ați retras în sine, în chilie? Dumneavoastră sunteți și monah. Mă gândesc că cumva acum nu vă este chiar atât de greu, dar spuneți-ne, ce să facem noi care suntem mireni? Cum să ne adunăm gândurile? Pentru că gândurile zboară, sunt emisiuni la televizor, oamenii au o obișnuință să vadă o telenovelă la oră fixă. Deci, la mulți oameni și cunoscuți de-ai mei, planeta se învârte în funcție de ora de la televizor, de la telenovelă. Așa s-a obișnuit. Acum avem televizor în casă, majoritatea, și telenovelele din nou își fac treaba. Să lase puțin telenovele pe perioada de pandemie sau și după. Eu vă pun întrebarea ca să dau răspuns la cei care v-ar întreba acum. Nu e cazul meu personal că nu mă uit la telenovele, părinte. Acum, așa cum ziceți, într-un fel noi ca și călugări avem momentele de însingurare. Le avem prin natura vocației, pentru că, de exemplu, la mănăstirea noastră, când mă nimeream să fiu acolo în săptămâna, prima săptămână din post și în săptămâna mare, programul era unul mai bogat în slujbe și care presupunea însingurarea. La fel s-a întâmplat și la mănăstirile de maici. Chestiunea e alta. De cele mai multe ori, nu faptul de a fi în mijlocul lumii reprezintă o greutate, ci faptul de a fi singur cu tine însuți. E greu omului să se suporte pe el însuși în foarte multe momente și poate că de aia foarte multă lume caută pseudo-socializarea pe care o propun în multe situații, nu zic că în toate, mijloacele acestea de comunicare mediatică prost înțelese sau de social media de multe ori, nu suntem împotriva lor, dar în multe situații ele pot reprezenta o capcană când nu sunt utilizate pentru discernământ și când sunt utilizate cu scopuri rele. Am văzut extrem de multe cazuri și ne confruntăm cu extrem de multe cazuri în care social media reprezintă o adevărată capcană pentru tineri, pentru o anumită categorie de vârstă vulnerabilă, oamenii care nu s-au născut în era tehnologiei cum ne-am născut noi sau care nu s-au adaptat suficient de bine din mers, sunt capcane ușoare. Și atunci, pentru ei, această evadare în social media poate fi o adevărată capcană. De aia, important în momentul acesta, pentru a ne întâlni cu noi înșine. Și pentru mine, ca și pentru dumneavoastră, a fost de foarte multe ori dificil să fiu singur cu mine însumi. De ce? Pentru că în interiorul fiecare dintre noi, spun psihologic, există cel puțin două personalități care se contrazic una pe cealaltă. Dacă există mai multe, deja e o problemă psihologică. Când există sindromul personalității multiple, acolo trebuie să se intervine terapeutic. Dar dacă sunt numai două, uneori reușim să le împăcăm. Și împăcarea dintre ele vine
cum să vă spun, în momentul în care mai apare și a treia, care nu trebuie să fie implicată în această poveste. Și în momentul de față, persoana care poate să ne ajute să ne purtăm singurătatea așa cum se cuvine este Hristos. Dacă îl punem pe Dumnezeu în vecinătatea noastră, dacă îi cerem ca El să vină și să ne ajute să ne umplem singurătatea, cu siguranță că nu va fi greu să ne suportăm nici pe noi înșine, să-i suportăm pe cei din jur, cei care locuim împreună cu alți oameni vecini și să va fi ușor și să aducem alinarea altora care sunt mai suferinți decât noi. În cât privește programul TV, sigur că anumite lucruri trebuie să se facă cu măsură. Un film, fie el telenovelă sau de altă natură, poate avea aspectele lui educative. Important este să nu ajungem să facem din el un țel al vieții și important este să luăm lucrurile bune de acolo, să învățăm cu adevărat ceva. Și atunci, sigur, eu nu sunt adeptul telenovelelor pentru că am altă formație. Mie, în general, îmi plac filmele istorice, îmi plac comediile sau îmi plac filmele psihologice. La fel cum și în materie de lectură am anumite gusturi. Și atunci, recomand din când în când ca o formă de detașare, de liniștire sufletească și vizionarea unui film bun. Dar filmul acela trebuie să lase o amprentă asupra sufletului nostru, o amprentă educativă. Trebuie să-l vedem și să-l înțelegem pentru că, într-o formă sau alta, ne ajută să ne schimbăm viața. Pentru că contribuie, așa cum am spus, la dezvoltarea valenței noastre autodidacte. Eram copil și am învățat, apropo de telenovele, limba spaniolă. Atunci vorbeam mai bine decât vorbesc acum, acum n-am mai vorbit mult. Pentru că mama se uita regulat, avea telenovela ei. O oră pe zi știam că e telenovela mamei. Se întâmpla să fiu în casă și să fie ora mea de joacă. Și ascultând, între alte lucruri, am învățat limba spaniolă, ajunsesem să pot să vorbesc în mod regulat. Pentru că peste ani, când am ajuns în Spania, am un coleg care e preot în Ibița, și când am ajuns acolo, reușeam să leg cât de cât câteva cuvinte și să port un dialog la nivel elementar pe baza ceea ce învățasem în copilărie. Iată că și din punctul ăsta de vedere pot să fie educative. Acum, repet, fiecare trebuie să-și găsească gusturile și toate lucrurile astea trebuie făcute cu un echilibru. E interesant, ne plângem tot mereu de rutina zilnică, dar ceea ce ne lipsește în momentele acestea de izolare la domiciliu este tocmai acea rutină zilnică. Ceea ce ne dezechilibrează viața este lipsa acelei rutine zilnice. Pentru că în rutina aia zilnică, mintea noastră nu o lua razna pe câmpii. Acum, dacă nu avem un program de viață cât de cât regulat și cât de cât, cum să zic, disciplinat social, ajungem să nu doar să ne sălbăticim, ci să cădem în stări de depresie. Până la urmă, între marile cauze ale depresiei, se numără la majoritatea oamenilor dezordinea din viața lor. Dacă viața este ordonată, mintea funcționează în parametri optimi. În cazul omului de geniu, dar aia e altă paradigmă, sigur că tocmai ordinea socială impusă cu forța poate să producă stări de depresie. Dar și acolo se poate interveni în așa fel încât să se găsească un echilibru între ordinea socială a vieții de zi cu zi și ceea ce poate, într-o formă sau alta, să accepte mintea omului de geniu care este, prin natura ei, efectiv, mereu revoltată. Însă, așa cum ziceți, lucrul cel mai greu este să ne suportăm pe noi înșine și suportarea asta vine în momentul în care îl căutăm pe Hristos care să ne ajute să ne transformăm pe noi în așa fel încât să fim cei care ne-am dorit să fim. Când suntem într-o societate, într-un mediu social, nu ne vedem atât de mult pe noi înșine și asta e un dat pe care îl putem justifica științific pentru că omul are tendința de a externaliza. Și atunci lucrurile care nu-mi plac la mine, de obicei încerc să le văd în celălalt, să le critic la celălalt, pentru că mă ajută să mă accept pe mine mai ușor sau să văd lucrurile care sunt mult mai rele decât cele pe care nu le accept la mine. Dar când rămân numai eu cu mine, nu mai am pe cine să critic. Și atunci asta poate fi o problemă. De aceea, drumul dinspre critică spre transformarea interioară se produce acum și trebuie să-l fructificăm în aceste momente în care suntem chemați să fim noi cu noi înșine și se poate lăsa această carantină cu o transformare interioară frumoasă la nivelul mentalității sociale. Și îmi doresc asta, cel puțin la anumite categorii de oameni care pot mai mult. Într-adevăr, părinte, acum avem ocazia aceasta deosebită, este oarecum impusă, dar binevenită. Vreau să vă întreb acum, nu știu dacă ați simțit și dumneavoastră că timpul trece mai repede ca înainte. E adevărat sau este o iluzie? Am simțit înainte de carantină și poate că ține de evoluția vieții noastre. Mă aduc aminte că eram copil și nu știam cum să facem să treacă o zi. Și acum de foarte multe ori aș mai ști cum să-i mai adaug câteva ore zile ca să reușesc să-mi termin lucrurile cotidiene, îndatoririle și toate celelalte.
La începutul carantinei, sigur, mi s-a părut că o să fie greu pentru că nu o să ajunge să fac atâta de mult timp liber. Au apărut unele și altele, cursurile online, preocupările, slujbele pe care noi le facem cu regularitate și toate acele lucruri, încât, da, într-adevăr, iarăși timpul și-a intrat într-o oarecare măsură și cred că trece. Din păcate, problema nu este că timpul trece mai repede sau mai încet. Problema este că nu știm noi să-l valorificăm. Pentru că o mare calitate a timpului este aceea că tace și trece. O zic bătrânii noștri din popor, e un proverb până la urmă lucrul acesta. Problema este nu faptul că timpul trece, la fel cum problema nu va fi sfârșitul lumii ca și fapt illo tempore general, că se va termina lumea într-o zi, se va termina de bună seamă. Problema va fi cum se va termina lumea mea, cum va apune apocalipsa mea personală este o problemă, pentru că în momentul în care mi-am încheiat parcursul pe acest pământ, cu mine apune o lume. Și aș vrea ca lumea care apune odată cu mine să nu apună și pentru ceilalți. Să se prelungească cumva în existența celorlalți pentru că am lăsat ceva bun în sufletul lor prin care îmi vor păstra memoria. La fel se întâmplă și cu timpul. Nu e atât de important faptul că timpul trece mai repede sau mai târziu, deși timpul din păcate trece și, așa cum ziceți, și studiile arată că s-a accelerat până la urmă mișcarea de rotație a planetei și că s-au întâmplat anumite lucruri care fac ca timpul să se condenseze. Rugăciunea zice că dilată timpul și am simțit-o și eu pe propria piele de câteva ori. Important este cum trece acest timp. Că dacă timpul trece cu folos, îl reușim să ne grupăm în micile noastre lucruri mărunte și să facem ceva care să rămână. Așa cum cred că va rămâne activitatea dumneavoastră peste ani și își vor aminti urmașii de ceea ce ați făcut, așa cum rămân unele cărți care s-au scris, așa cum rămân chipurile unor oameni care au scris istoria lumii. Și pentru ei timpul a trecut mai repede decât a trecut pentru alți oameni. Și dacă ne uităm în viața oamenilor de geniu, timpul lor a fost mult mai limitat decât cel al unui om care a spus mult mai puține. Un om are o medie de vârstă, nu? Zice psalmistul, zilele omului sunt 70 de ani și este cu putință mai mult decât aceștia 80 de ani și ce este mai mult decât aceștia osteneală și durere. Dacă ne uităm în viața marilor oameni care au schimbat lumea, vom vedea că sunt foarte puțini cei care au ajuns la jumătate din această perioadă. Și totuși au făcut mai mult decât au făcut alții în 80 de ani, 100 de ani, 110 de ani. Așa încât, chiar dacă timpul trece mai repede, nu timpul e problema, ci noi putem să fim instrumentul care să modeleze timpul, pentru că același sub presiunea timpului s-au aflat și ei. Și mai mult decât atât, aș zice chestia asta, poate că greșesc, că faptul că trece timpul mai repede e un semn de la Dumnezeu că noi nici ne suntem chemați să evoluăm mai repede. Și e un semn bun. Am simțit și eu asta, am simțit că Dumnezeu are un plan cu noi, cu planeta. Niciodată, poate, în istorie, toți locuitorii planetei să fie afectați cam la fel și să gândească într-un mod unitar, cât de cât, ce facem, ce se întâmplă cu noi. Tokyo nu mai așa de departe de Roma, eu știu, Bucureștiul de Los Angeles. Suntem într-o conexiune, nu numai de internet. Avem rude peste tot, românii sunt împrăștiați în toate părțile lumii, ceea ce este uluitor. Și nu degeaba, pentru că ei la rândul lor spuneau un părinte pe care eu l-am intervievat că sunt în misiune, românii noștri sunt în misiune, ortodoxii sunt de fapt în misiune acolo, preoții noștri merg după ortodoxi, altă misiune, dumnezeiască. Dar eu am vrut să amintesc acum, pentru cei care n-au auzit niciodată, o definiție care pe mine m-a marcat toată viața. Părintele meu, duhovnic, a dat o definiție, nu știu dacă el a spus-o prima oară, dar cum se spune, mi-a implementat-o în cap și a zis așa, Matei, ai grijă că viața este un timp dat de Dumnezeu, numai de el știut cât, pentru mântuire. Atenție, până atunci n-am auzit o definiție că viața este un timp, dar este un timp dat de Dumnezeu pentru mântuire. Și a continuat. Orice altceva e deșertăciune. Bineînțeles că asta se Că poate. mântuirea e cea care plinește până la urmă timpul nostru. Dacă punem mântuirea ca scop, toate celelalte capătă un sens. Dacă nu, toate celelalte sunt cumva frământări în van. Dacă nu există un sens. Mi-a plăcut mult ceea ce a spus legat de faptul că, iată, toată lumea este acum conectată la această problemă. Să știți că pandemii din acestea au mai fost în decursul istoriei, faimoasele epidemii de ciumă. Gripa spaniolă care a ucis aproape o jumătate de miliard de oameni. Dar
Pe de o parte, lumea nu era atât de bine informată, rețelele de comunicare nu erau atât de bine puse la punct, mobilitatea socială era relativ slabă în raport cu ceea ce există astăzi, când lumea este acum în 2 ceasuri ești la Tokyo, în 3 ceasuri ești la Roma, de acolo într-o oră jumate vii la Cluj și atunci și din cauza asta și din cauza faptului că avem mijloacele tehnice de comunicare și că trăim într-o societate globalizată, am devenit cumva parte a unui pericol comun și suntem marcați, cel puțin teoretic, până la momentul acesta, de interese comune. E un lucru bun, dar care implică multe riscuri. Eu rog pe Dumnezeu să vedem numai partea pozitivă ale acestui pericol, pentru că ar putea avea și accente negative. Da, trebuie să gândim pozitiv în aceste zile, nu? Și nu trebuie să ne frământăm cu ele. Absolut, absolut, dar e bine să discutăm, să facem atingere și aducere aminte, pentru că nu suntem numai în lapte și miere și numai roz. Dar noi și rolul nostru și rolul acestor emisiuni este de a încuraja oamenii. Dar eu, pregătindu-mă pentru interviu cu dumneavoastră, m-am tot gândit să vă pun această întrebare, să nu vă pun, îndrăznesc să vă pun această întrebare, vorba despre misticism. Mai este, Părinte, acum timp de misticism? Mai sunt oameni care sunt atrași de această latură extraordinară a credinței, acum în epoca computerului, a internetului, a zborurilor cosmice chiar? Pentru că am avut invitat zilele trecute pe domnul Dumitru Prunariu, primul și singurul cosmonaut român. Și am vorbit puțin despre lucruri foarte interesante, pentru că împreună știm despre filmul Gravity de la Hollywood, care este un film extraordinar, e foarte tehnic. Te sperii câtă performanță tehnică este în filmul ăla, dar văzut în cheie creștină, este extraordinar. Putem să spunem că e o filă de pateric. O filă de pateric în spațiu cosmic. Ceea ce puțin se discută, uitați-vă la cosmonauții ruși. Deci au început cu sovietici, de-aia mi-a rămas în minte. Cei ruși, cosmonauții ruși sunt credincioși, sunt ortodoxi și nu pleacă în zboruri fără icoane. Și în filmul acesta de la Hollywood se văd foarte bine și focalizate în imagine icoanele de la bordul navei spațiale. Deci, putem noi călători în spațiu cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu? Putem și cu fără, dar Dumnezeu este întotdeauna prezent. Dar mă întorc la misticism. Spuneți-mi, e o latură a credinței care este puțin cunoscută chiar de foarte mulți credincioși. Aveți dreptate. În spațiul acesta în care se zice că ne-am secularizat și că lumea nu mai caută atât de mult religia, misticismul și mistica în general a devenit o adevărată cenușăreasă a teologiei. Deși în creștinism avem o tradiție extrem de frumoasă, care începe, nu, cu Apostolul Pavel, trece prin Augustin, în apus prin cei care au avut parte de viziuni de stigmate, răsărit prin mari, mari monahi, nu, și se oprește în zilele noastre cu nume ca Părintele Sofronie Saharov, de curând canonizat, și inclusiv spațiul protestant a cunoscut anumite sclipiri din aceste anumite flash-uri de mistică și misticism, deși protestantismul se vrea a fi o manifestare pragmatică. Ceea ce mi s-a părut interesant și marcant a fost redescoperirea acestui misticism în spații precum cel american. Din păcate, în lipsa unei călăuziri corespunzătoare, el poate să degenereze. Și misticismul acesta genuin pe care experiența vieții creștine îl propune a ajuns de foarte multe ori să fie înlocuit de experiențe precum yoga, de senzații tari, nici nu știu dacă nu chiar și de forme din acestea de consumare a unor narcotice ușoare care pot să dea senzația unei experiențe extatice. Acelea sunt cu totul altceva și sunt departe de misticismul și de mistica pe care putem noi să o propunem și pe care ne dorim noi să o propunem. Din păcate, a fost foarte contestat acest filon mistic în spațiul românesc ortodox în timpul comunismului. Știți foarte bine că în timpul comunismului, dacă te declarau mistic, făceai închisoare între 5 și 15 ani. Părintele Stăniloae a făcut așa. Și au fost mulți, 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 mulți. Toți părinții aceștia care au făcut parte din mișcările de revigorare spirituală au fost clasați ca mistici și în articolul 209 virgulița care i-a condamnat a fost statutul de a fi mistici. De aceea misticismul a devenit de-a dreptul peiorativ în anumite secțiuni ale limbii române. Însă noi trebuie să redescoperim și după 1990 a fost un val extraordinar în teologia românească
de redescoperire a misticii ortodoxe. A fost încurajat acest val și de faptul că am pompat cumva sânge proaspăt dinspre Muntele Athos, dinspre Occidentul și mari convertiți occidentali, dinspre ortodoxia care renaște pe meleagul unde nu ne-am aștepta. Și dinspre spațiul rus care a dat niște mistici extraordinari, fie în diaspora, cum este Maria Skoptsova, cum au fost teologii de Saint-Serge care au avut și vocație mistică, cel puțin o parte dintre ei, așa încât, deși poporului de rând nu i s-a deschis încă apetitul înspre acest misticism, înspre această mistică, ea este abia la început, înspre descoperire, la nivelul vieții bisericești, ea este încă trăită și este valorificată, a început să fie valorificată și în cercetare. Eu sunt un cercetător care a dedicat o teză de doctorat a autobiografiei spirituale din spațiul ortodox. Tocmai experiența mistică se găsește în centrul autobiografiei spirituale. Pentru că, pentru a fi autobiografie spirituală, autorul ei trebuie să descrie experiența întâlnirii lui cu Hristos. Pe fondul viziunii, pe fondul experiențelor ascetice, omul poate să ajungă să-L întâlnească pe Hristos într-o formă sau alta și să aibă diferite forme, diferite viziuni, să aibă diferite întâlniri. Noi nu avem teologia stigmatelor, acelor răni ale lui Hristos care par în palmele noastre, pentru că sunt considerate aceste stigmate din perspectiva ortodoxă urmări ale unei interpretări dualiste a suferinței lui Hristos, dualism maniheist, adică sunt văzute ca o formă de blocaj pe suferință și nu pe înviere. Ar lua prea mult să explicăm de ce mistica noastră diferă de mistica apusiană, deși la bază și noi și Biserica Romano-Catolică avem aceleași fundamente ale misticii. Ei au mici accente ușor diferite. La ei s-a dezvoltat filonul acesta mistic într-un mod mult mai puternic pentru că a și fost promovat. Nu înseamnă că în spațiul ortodox noi nu avem o teologie mistică. Din păcate, nu s-a pus accentul atât de mult pe promovarea acestei teologii mistice așa cum este ea. Abia acum, în ultimii ani, s-au republicat niște volume, s-au tradus în limba română texte ale lui Siloan Atonitul, ale Sfântului Sofronie Saharov. Mă gândesc acum la cei care au fost pe partea de diaspora, ale părintelui Porfirie din spațiul grecesc, ale unui ruș, Sfântul Luca al Crimeei, Siloan, Serafim de Sarov. Abia acum au început să se traducă și se lucrează la acest lucru. Pe de altă parte, avem oameni care au făcut și încă fac eforturi să redescopere, că tot am pomenit înainte de emisiune pe doamna profesor dr. Luminița Cornea, pe care o salut cu această ocazie. Am citit și recenzat de curând pentru revista noastră de la Cluj pentru Renașterea ultimul volum al dânsei de convorbiri cu părintele Ioan al Banatului, acum Ioan al Banatului, deși el va rămâne Ioan al Munților, oricât de mult s-ar strădui, el rămâne, destinul lui rămâne legat de ceea ce a făcut în Harghita și Covazna și apostolatului. Eu găsesc în foarte multe din aceste pagini adevărate tratate de mistică, pentru că mitropolitul Ioan nu se oprește numai la explicarea unor lucruri banale, la prezentarea unor lucruri într-un chip pragmatic și de școală. El merge dincolo, insistă pe modul în care ar putea să ne schimbe trăirea. Și atunci, poate că aici ar trebui să lucrăm noi la nivelul interacțiunii cu credinciosul de zi cu zi, ca el să descopere modul în care înțelegerea realităților evanghelice și ale vieții de slujire a bisericii poate să contribuie la schimbarea vieții lui. De foarte multe ori sunt adevărate vocații mistice care se sting pentru că n-a avut cine să le îndrume. Sunt oameni care, dacă ar descoperi cu adevărat trăirea intensă a lui Hristos în Sfânta Liturghie, deși participă la Sfânta Liturghie zilnică, ei nu descoperă profunzimea acestor lucruri, dar dacă ar ajunge să o descopere viața lor și să schimbe radical și ei ar deveni adevărate vocații mistice, așa cum s-a întâmplat în istorie. Marii mistici n-au fost oameni instruiți. Hristos este cel care inspiră și instruiește pe marii mistici. Mă gândesc acum la Sfântul Silan Atonitul. Dacă n-ați avut ocazia să citiți însemnările lui, merită, le recomand cu toată căldura. Și o să vedeți ce poate să scrie un mușic rus, un țăran rus cu două clase. Cum inspirația divină îl transformă atât de mult? De aia, deși în momentul de față noi suntem într-un proces de descoperire a misticii, eu cred că s-au făcut pași importanți. Și e o bucurie că iată, am descoperit anumite aspecte care sunt orientate pragmatic. Poate că aici a greșit sau poate că așa au vrut vremurile în spațiul românesc să nu se insiste foarte mult pe teologia mistică în comunism pentru că n-au permis-o vremurile și să se descopere după aceea când nevoia de spiritualitate a devenit o adevărată sete, aș zice eu. Noi suntem într-un adevărat deșert. Sufletele foarte multor oameni din ziua de astăzi sunt ca un deșert care așteaptă să se adapte din experiența mistică a unor oameni extraordinari și de aceea
vom începe ușor, ușor să redescoperim acest aspect. De ce? Pentru că, spre deosebire, teologia de școală, care poate să fie aridă, să se adreseze unui segment de piață de cititori specializat, teologia mistică e pentru toată lumea și e atât de personală încât efectiv oferă soluții la problemele mele. Vă mulțumesc pentru întrebarea asta. Da, uite, Dumnezeu așa a rânduit, pentru că atunci când organizez întrebările, îți vin niște idei și sunt convins că de la Dumnezeu a venit. Și vreau să vă mulțumesc pentru că ați expus atât de frumos și explicativ, atât pentru mine, cât și pentru cei care vizionează acest interviu. Vreau să vă întreb, ați cunoscut un mistic român? Da, aș zice că am cunoscut chiar mai mulți. Am avut onoarea să-l cunosc pe Părintele Arsenie Papacioc, pe care l-aș clasifica între mari mistici români. Am avut onoarea să-l cunosc pe Părintele Iustin Pârvu, care era cu certitudine o vocație mistică, pe Părintele Calciu Dumitreasa, un om care a trecut prin experiența Piteștiului, prin reeducări, prin tot ce înseamnă. Și am mai avut ocazia să cunosc și oameni care trăiesc încă și care au vocația asta a faptului de a fi mistic. Eu nu cred că aș greși dacă l-aș include inclusiv pe Mitropolitul Ioan al Banatului între misticii contemporani. Dacă vă uitați la discursul lui, e adevărat că e un mistic care își ascunde anumite experiențe, dar eu cred că vocația mistică se regăsește. Și am mai cunoscut un mare mistic român care n-a recunoscut niciodată că are această vocație, pe Bartolomeu Anania. Mitropolitul Bartolomeu a negat de câte ori a avut ocazia vocația sa mistică. Dar să știți că Mitropolitul Bartolomeu a fost un om care poate fi încadrat între mari mistici ai secolului 20 și asta se vede din ceea ce scrie, din modul în care interiorizează învățăturile scripturistice, din modul în care transmite învățăturile de credință în scrierile lui, fie literare, fie teologice, și din predicile lui. Eu cred că unul dintre mari mistici contemporani este Mitropolitul Bartolomeu și alături de el l-aș include pe Arhiepiscopul Justinian al Maramureșului, pe care am avut ocazia să-l cunosc și care cu adevărat a fost un mistic. Am redescoperit săptămânile trecute jurnalele lui, caietele lui cu reflecții, pe care am început să le publice cei din Episcopia Maramureșului și care cu adevărat vădesc o vocație extraordinară, pentru că Arhiepiscopul Justinian era o fire contemplativă prin natura existenței sale. Era un om care a trăit adevărul de credință în modul acela frumos. Ai zice că el este într-o chipare a idealului creștin, pentru că pentru el nu există discrepanța între ideal și realitate. El însuși reprezintă idealul și el însuși face ca ceea ce interacționează cu el să atingă cotele acelea maxime pe care, în mod normal, un lucru le atinge doar în contextul în care este idealizat. Și, într-adevăr, am cunoscut și sunt onorat că am cunoscut oameni din aceștia cu vocație mistică și ei, o parte dintre ei, mi-au schimbat viața. Asta. Părinte, aveți dreptate, ne schimbă viața. Și e suficient să stai împrejurul lor, lângă ei, poate să nu-ți povestească nimic, dar modul lor de a fi și puterea lui Dumnezeu care lucrează în ei te poate schimba și pe tine, să primești niște informații fără să le citești, fără să ți se spună. Eu am pățit așa cu părintele Ilarion Argatu la Cernica, doar când m-a dat mâna să-i o strâng, un flux energetic mi-a venit și mi-a răspuns la toate întrebările pe care mi le pregătisem. N-a mai fost nevoie să-mi spună în cuvinte. Părintele, am cunoscut dintre cei care ați pomenit pe părintele Arsenie Papacioc, am fost la Techerghiu la dânsu, pe părintele Iustin Pârvu de la Petru Vodă și mai adaug eu un mistic român, unul poate dintre cei mai deosebiți din punctul unic personal de misticism, părintele Mina Dobzeu de la Huș. Da, 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 obligatoriu, sigur, e botezătorul lui Steinhardt, sigur, sigur. Da, e. Steinhardt, care a devenit duhovnicul nostru și prietenul familiei noastre și eu am impresia că datorită lui și a părintelui Nil, un alt mistic de aici, de la Covazna, de la Mănăstirea Mărcuș, am devenit noi iconari, pentru că ei ne-au cunoscut, noi i-am cunoscut pe dânsii și au venit la noi și au văzut că avem picturi, că avem așa, să zicem, darul ăsta de a picta, dar nu ne-au zis niciodată să pictăm icoane. Nici părintele Mina Dobzeu, care a fost aici la atelier, nici părintele Emil. Nimeni n-a zis nimic, dar din momentul în care i-am cunoscut, viața noastră s-a schimbat. Și ne-am canalizat energiile spre această trudă a iconarului care ne bucură în fiecare zi. Și vreau să spun că e indicat ca oamenii când se duc la mănăstire să nu caute
un călugăr care spune viitorul. Că misticii nu sunt cei care spun viitorul, să nu se facă confuze. O să precizez, pentru că lumea, pe mine, părinte, mă sună lumea să-i spună un duhovnic care să-i spună ce vrei să știi. De ce vrei să știi viitorul? Că viitorul e așa o frumoasă taină. Nu? Să nu se facă confuzie între mistici și cei care ghicesc sau așa mai departe. Nu mă refer numai. Apropo de lucrul acesta, vreau să vă spun altceva, dar acum, apropo de lucrul acesta, mi-ați trezit o imagine foarte frumoasă, o amintire cu părintele Iustin, care, într-un anume context, așa cum spuneți, mi-a răspuns tuturor întrebărilor mele fără să le vociferez. Dacă să ajungă să facă lucrul acesta, Iustin Pârvă a trecut prin 17 ani de închisoare, printr-o experiență transformatoare extraordinară, și n-ar fi făcut lucrul acesta dacă nu mi-ar fi folosit la ceva. Și am realizat după mulți, mulți, mulți ani că mi-a folosit extraordinar de mult ceea ce mi-a spus Părintele Iustin și nu realizasem atunci ce a însemnat pentru mine lucrul acela. Dacă de aceea nu-i recomandat ca anumiți preoți care spun chipurile viitorul să fie căutați, tocmai pentru că până la urmă nu știm dacă viitorul ne folosește. Numai un părinte cu adevărat discernământ duhovnicesc, cum zice cardinalul Spidlic, poate să-ți spună viitorul în așa fel încât el să nu te distrugă. Bună oară, apropo de ce spuneați, că ați dat mâna cu părintele Ilarion și ați simțit energia care v-a pătruns așa prin tot corpul, v-a străbătut prin tot corpul. Eram tânăr și am citit o carte, o biografie dedicată de părintele de Softei Moraru, lui Serafim de Sarov. Sfântul Serafim are, la un moment dat, o mulțime de dialoguri cu Motovilov. Și Motovilov zice, vreau să văd cum este să ai experiența Duhului Sfânt. Trăia o viață frumoasă, a ajuns la anumite performanțe, dar voia mai mult. Sfântul Serafim se roagă, pune mâinile pe el, omul simte acea experiență extraordinară, se luminează la față și el trece prin ceva extraordinar, dar în același timp Sfântul Serafim îl previne. Vor urma anumite lucruri. Așa încât faptul că îi spune viitorul nu se întâmplă de amorul artei, la fel cum minunile lui Hristos nu se întâmplă pentru de amorul artei. Hai să vă arăt eu că sunt Dumnezeu. Ține tu de acolo o minune, tu dincolo alta. Nu. Se întâmplă pentru că transmite un mesaj foarte clar, dincolo de faptul că arată Dumnezeirea. Se întâmplă pentru că cineva este în nevoie, pentru că cineva cere să se întâmple lucrul acesta, pentru că în viitor, dacă anumite lucruri n-ar fi știute și n-ar putea fi prevenite acum, s-ar repercuta negativ asupra vieții cuiva. Așa trebuie văzute lucrurile și în perspectiva asta, apropo de ceea ce spuneați. Adevărat, adevărat. Mare discernământ trebuie să aibă și părinții aceștia și noi, cei mireni care mergem și căutăm un adevăr, căutăm o informație duhovnicească. Părinte, eu am avut marea bucurie și o am în continuare să pictez pe acești duhovnici în icoane, preicoane, de fapt. Mă refer la părinții aceștia sfinții închisorilor, cum spunem noi. Și am întrebări de la creștinii care își doresc asemenea chipuri pictate de sfinți și mari duhovnici români. De ce nu sunt canonizați? De ce se așteaptă atâta timp, având în vedere că Biserica Rusă deja a făcut pașii aceștia? Mai așteptăm un moment mai prielnic, n-a sosit timpul, nu știu. E o întrebare pusă pertinent de cei care au evlavie la acești sfinți. Pentru că sunt sfinți, adică de ce ne ferim de cuvântul sfânt? În Biserica Primară, Părinte, toți erau sfinți, toți creștinii erau sfinți. Sunt două lucruri, că și pe mine m-a frământat chestiunea asta și sunt două lucruri pe care trebuie să le avem în vedere. Unu, canonizarea nu este un act conferitiv, ci constatativ. Într-un anume moment al istoriei, biserica constată că o anumită persoană întrunește condițiile pentru a fi sfânt. Asta nu înseamnă că înainte să fie declarată sfântă de către sinod, ea nu este sfânt. Sfințenia ei e din momentul în care a pășit în lumea cealaltă. Și atunci, noi suntem cei care îi canonizăm prin faptul că le purtăm evlavie, că le pictăm chipurile, că le reedităm cărțile, că le folosim ideile în predicile noastre. Noi suntem cei care, la un moment dat, vom contribui la această canonizare. Din perspectiva bisericii, trebuie să vă gândiți că pe umerii ei apasă o mare responsabilitate și de aceea lucrurile trebuie lăsate să se decanteze. Ușor, ușor se vor decanta, pentru că Dumnezeu își lucrează lucrul lui și când va fi momentul prielnic, se vor întâmpla și aceste canonizări. Am văzut că acum s-au făcut pași mari în vederea canonizării părintelui Arsenie Boca. Vedeți? Nimeni n-a fi zis acum 2 sau 3 ani că acest lucru se va întâmpla. Lucrurile trebuie lăsate să se decanteze pentru că, până la urmă, și actul acesta al canonizării vine ca lucrarea lui Dumnezeu. Și acum, referitor la ce ziceați,
Biserica Rusă a făcut canonizări și a făcut bine până la un punct. E plin cerul de martiri, plus că au canonizat oameni cum e Luca al Timei, care au făcut minuni după canonizare, minuni extraordinare, au ajuns să aibă un cult generalizat într-o perioadă scurtă, ceea ce spune multe despre anvergura duhovnicească a lor. Dar să știți că Biserica Rusă a cunoscut și un alt fenomen pe care noi ne dorim să nu-l cunoaștem. A canonizat anumiți sfinți, a trecut timpul, au venit anumite izvoare istorice și au arătat că s-au înșelat și a trebuit să dea jos din calendar. Sunt câteva cazuri de sfinți prinți, au mai fost și cazuri de sfinți din comunism, care au fost canonizați și decanonizați. Este o cercetătoare franceză din Alsacia, Elizabeth Verziger, care a scris despre, e convertită de la protestantism la ortodoxie și a scris despre temă și mi s-a părut extrem de trist lucrul acesta. Noi nu-l spunem cu voce tare pentru că nu face cinste bisericii. Dar s-a întâmplat că ei au canonizat și au trebuit să decanonizeze și au fost situații în care au recanonizat după aceea pentru că s-a dovedit că erau false informațiile. De aia Biserica Ortodoxă lasă lucrurile să se decanteze. Asta nu înseamnă, domnule Matei, că noi nu trebuie să avem evlavie, nu trebuie să le pictăm chipurile, nu trebuie să le adresăm rugăciuni și să-i pomenim și să-i... Din potrivă, vă spun, la sufletul meu este Părintele Iustin Pârvu, Părintele Arsenie, nu mai vorbim despre un alt Iustinian pe care îl simt așa că avem un părinte de suflet, l-am și cunoscut. Va veni și vremea lor, și vremea sfinților din închisorile comuniste. Nimeni nu contestă sfințenia lor, ci doar se așteaptă ca lucrurile să se așeze. Asta e una. Doi, e important ca noi să fim conștienți de faptul că noi îi canonizăm. Nu îi canonizează Sfântul Sinod. Sfântul Sinod, în momentul în care decide să facă acest lucru, nu face altceva decât să ia act de voința populară. Și atunci e important ca noi să facem ceea ce ține de noi, în așa fel încât ei să fie canonizați. Adică să arătăm că da, după 50 de ani, memoria lor e încă vie. După 50 de ani, oamenii ăștia fac minuni. După 50 de ani, oamenii ăștia sunt neputreziți. Și în momentul acela, ei nu vor face altceva decât să constate că e adevărat și vor avea argumente incontestabile în fața celor care ar vrea să zică nu. De aia, într-un fel, e trist și pe mine, vă spun, m-a frământat foarte mult problema asta. De ce nu se canonizează? Dom'le, sunt sfinți, avem dovezi clare, avem mărturii, avem tot ce înseamnă. Nu sunt. Avem și contestatari câți în cap, că la un moment dat am avut o discuție cu fiul lui Wurmbrand în legătură cu Gafencu. Fiul lui Wurmbrand încă credea că doar tatăl lui este un om care a suferit. E culmea că n-a zis taică-s-o, că ceilalți nu sunt martiri și a zice fiul care n-a suferit cu nimic. Și a dus-o bine de pe urma modului în care tatăl său a știut să gestioneze suferința lui. Tot respectul pentru suferința lui Richard Wurmbrand. Nimeni nu zice că, dar i avem și noi pe ai noștri. Lucrurile trebuie lăsate să se decanteze tocmai pentru ca în momentul în care se va veni cu o decizie oficială, ea să nu fie altceva decât o formă de constatare. Dar ei sunt sfinți din momentul în care au pășit pe porțile veșniciei. Incontestabil. Nu vine Patriarhia să confere actul de canonizare. Nu se întâmplă, știți, în spațiul catolic, papa îl creează cardinal pe un anume episcop sau pe un anume cleric care are o activitate, papa îl creează cardinal. Biserica nu creează sfinți prin actul canonizării. Biserica creează sfinți în momentul în care în biserică fiecare dintre noi ne sfințim viața. Noi suntem cei care proclamăm sfințenia lor prin cultul pe care îl adresăm și prin evlavia pe care o avem. Da, părinte, mulțumim pentru lămuriri. Eu acum mi-am adus aminte de o întâmplare. Un client al meu m-a sunat dacă pot să-i pictez icoana Părintelui Arsenie în Boca. Lumea așa zice, icoana. Noi, eu îi zic pre-icoană. Da, sau portretul părintelui. Dar, e corect și într-un fel și în altul, să știți. Da, da. Și creștinul zice, dar am o rugăminte la tine, să-l pictez cu aureolă. Și eu am rămas surprins, zic, acum eu ce fac dacă pune aureola și vede cineva că eu am pictat? Că la noi au fost și momente în care a fost foarte aspru criticat părintele și aveam un dubiu, ce să fac? Normal că m-am gândit că nu e momentul acum, nefiind canonizat. Știu ce înseamnă aureola, într-o icoană și așa mai departe. Și îl sun pe părintele Mina Dumnezeu, pentru că noi am ținut legătura foarte des prin telefon, când nu puteam să mergem la huș și când am bătrânit, n-am mai putut nici eu să vin cu aceea, că venea la tratament la Covasna. Și că aici e stațiune, pentru cei care încă nu știu, e o stațiune balneară de foarte mare importanță. Dar i-am zis, părinte, ce să-i spun acestui creștin? Zice, spune așa, că pe părintele Arsenie Boca nu-l face creștinii ortodoxi sfânt, nici Sfântul Sinod, ci modul lui de viață și modul lui de trăire. Deci atât să-i spui, că viața lui l-a făcut sfânt. Și, da, da. Și cu aurăla ce fac, părinte? Mai aveți răbdare.
Asta a fost Câțiva ani nimeni nu s-ar fi gândit că lucrurile vor ajunge atât de repede în faza în care sunt acum, nu? Pentru că dosarul lui este pe masa Sfântului Sinod. Dar acum 2 sau 3 ani, când erau atât de mulți contestatari, cine s-ar fi gândit că se vor mișca lucrurile atât de repede? De aceea, eu zic că trebuie să vedem lucrarea lui Dumnezeu în toate, chiar și în întârzierile acestea. Da, noi am învățat să avem răbdare, dar vedeți, mirenii de obicei gândesc repede, fac lucrurile mai repede, aceea și dorința lor este foarte mare și vor să li se împlinească totul ca la comandă. Acum suntem cu butonul, televizorul e la telecomandă, mașina poate pornește la telecomandă, geamurile sunt electrice. Deci hai să canonizăm repede pe cineva că ne e drag nouă, da. Dar numai că vedeți, dacă copilul plânge și primește imediat ceea ce îi se cere, își pierde foarte ușor interesul pentru ceea ce a primit. Îi scade valoarea, da. Dacă da. Mai stă un pic, mai plânge o dată, mai plânge de două ori, mai plânge de trei ori, mai face și ceva ca să-l primească, când o să-l primească, cu adevărat o să țină vreme. Da. Vreau să mă întreb ceva, părinte, așa mai personal. De ce ați ales monahismul, părinte? De ce nu v-ați făcut muzician? Că vă place muzica, ați cântat în corul facultății, știu că sunteți pasionat de multe lucruri așa zise lumești. Totuși monahismul e o jertfă, e o lepădare de sine. Dați-ne un răspuns, să nu zic o explicație, pentru că vedeți, telespectatorii noștri sunt din toate clasele sociale și au niveluri diferite de pregătire și au o credință, unii mai mare, unii mai mică. Dumneavoastră, de ce ați ales monahism? Dacă aș ști, poate că n-aș mai fi astăzi călugăr. Nu știu, cred că sunt lucruri pe care le simți pur și simplu și nu le poți defini. În momentul acela, așa am simțit. A fost și contextul de așa natură. Pe de altă parte, monahismul pe care eu l-am trăit în decursul celor 6 ani de când sunt călugăr, aproape, am avut și posibilitatea să-mi dau seama că vocația mea, deși păstrează aspecte generale ale monahismului, e nițel diferite, pentru că eu sunt un călugăr cu vocație pastorală. Am fost pus în situația de a-mi exercita vocația pastorală, pentru că am fost duhovnic la maici, am fost la studii încoace și încolo, am slujit în diferite comunități, am interacționat cu atâta lume, sunt scriitor, țin conferințe, am atât de multe activități, dar l-am ales pentru că mi-am dorit ca între mine și Dumnezeu să nu se interpună nimic și am considerat că este singura modalitate prin care pot face asta. Din când în când, din frumusețea și dinamica acestei relații mea cu Dumnezeu, se mai naște câte o carte, se mai naște câte o conferință. Dar ea vine ca o formă de a decanta dintr-un prisos al inimii. Și poate că monahismul a fost cel care m-a ajutat să dau sens tuturor celorlalte, pentru că în momentul în care am ales calea asta monahală și l-am pus pe Dumnezeu pe prim plan, parcă toate celelalte lucruri care înainte aveau sau nu aveau sens, au căpătat deja o... Cum să vă spun? Vă spun prin versurile lui Arghezi, din bube mucigaiuri și noroi, iscatam frumuseți și prețuri noi. Și cred că asta ar fi explicația. Adică în momentul acela așa am simțit că aș putea să-l las, să nu se interpună nimic între mine și Dumnezeu și să dau un sens muncii pe care, într-o formă sau alta, o voi face în ogorul Domnului. Pe parcurs, Dumnezeu mi-a călăuzit pașii în așa fel încât am început să-și înțeleg cam unde vrea El și cam ce ar vrea El, pragmatic, să fac. Vă spun, cum o spunea și Mitropolitul Bartolomeu, dar eu o spun sincer, nu am vocația aceea mistică. Și asta m-a făcut să mă apropiu de călugări și de mistici, gândind că poate că voi ajunge să o descoper. Deocamdată am descoperit chipuri extraordinare, monahi extraordinari, scrieri extraordinare, lucruri de valoare pe care am vrut să le împărtășesc și altora. Încă n-am ajuns eu însumi să devin un mistic în adevăratul sens al cuvântului, dar sunt încă tânăr. Dar poate că și asta va fi un cel la care Dumnezeu mă cheamă cândva înspre bătrânețile mele. Am vrut să precizez asta, vă mulțumesc pentru răspuns. Am vrut să precizez că sunteți născut în 1991 și peste câteva săptămâni o să fie ziua dumneavoastră. Vă spun la mulți ani de acum, în luna mai. Noi ne sărbătorim după călugărie în ziua Sfântului. Acum eu norocos și ghinionist, pentru că sunt vreo 20 de sfinți maxim în tot calendarul, dacă ar fi să-l sărbătoresc, ar trebui să stau de 2-3 ori pe lună să am ziua mea, dar noi îl sărbătorim pe maxim Mărturisitorul la 21 ianuarie și la 13 august. Vă spunem la mulți ani. La mulți ani pentru că sunteți un om care la vârsta aceasta deja faceți foarte multe lucruri și vă dați seama că noi într-o emisiune nu putem cuprinde tot.
Dar n-aș încheia emisiunea până nu ne spuneți câteva lucruri despre cariera, mă iertați de expresie, de jurnalist pe care dumneavoastră o aveți. Sunteți redactor la radio, sunteți editor și fondator de ziar, de reviste. Dați-ne așa pe tavă câteva nume de publicații și de radio unde lucrați. Mult spus carieră de jurnalist. Acum, dacă preoția pentru mine e vocație, cred că jurnalismul este o pasiune pentru mine. Pentru că am început să lucrez în radio în 2013, la noi, la Radio Episcopii, și am început să public tot cam de pe atunci. De fapt, de prin 2009 am început să public sporadic în diferite publicații, volume, și din 2012 am o activitate constantă publicistică. Și am înființat revistă, însă ne-am înființat revistă științifică prin intermediul Astrei, care ne-a apropiat și ne-a dus împreună cu oameni, cum este doamna Luminița Cornea, cum este Mihai Groza de la Sebeș. Și împreună am zis, vrem să lăsăm ceva care să valorifice patrimoniul cultural. Și așa s-au născut revistele, nu? Astra Salvensis, Astra Sabesiensis la Sebeș, pentru că între timp Mihai Groza a înființat un despărțământ acolo, și apoi toate celelalte colaborări publicistice în țară și în străinătate. Eu fac jurnalism din pasiune și îl fac pentru Radio Renașterea, pentru Radio Trinitas și pentru mici radiouri locale. Iar ceea ce am scris în general, sub aspectul acesta științific, am publicat texte istorice sau teologice, însă ne-am dorit să valorificăm acest patrimoniu cultural local, care de foarte multe ori este pus în plan secundar, în raport cu alte lucruri mai puțin importante, și am reușit, prin intermediul Astrei, să găsim și cumva umbrela instituțională care să ne permită să facem lucrul acesta. Pentru mine a fost extraordinar să găsesc revistele acestea, să le înființez, să colaborăm, să extindem rețeaua de colaboratori, pentru că astăzi Astra Salvensis este indexată Scopus și este în primele 20 de reviste din lume, din România pe istorie. Și avem colaboratori de la Roma, avem colaboratori de la New York, avem colaboratori din spațiul rusesc, spațiul slav, avem colaboratori din Republica Moldova, avem colaboratori din Serbia, din Austria, de pe întreg cuprinsul lumii, și le unim studii de istorie și teologie și nu numai, și studii din acestea de cultură, de științe, umanism, spectrul umanist. Reunim astfel de studii și avem foarte mare relevanță la nivel internațional, pentru că, fiind în Scopus, putem să monitorizăm modul în care suntem văzuți și suntem citați. Valoarea unei publicații științifice nu o dă numărul de vizualizări, ci numărul de citări. Și atunci, pentru noi e extraordinar să vedem că autorii publicați de noi sunt între cei mai importanți autori din lume, pentru că vocile lor sunt mereu referențiale. Când publică un text pe o anumită temă, în revista noastră, textul acela este în termen de 5-6 luni citat de 3 sau 4 ori în reviste din străinătate. Și asta este cea mai mare bucurie. De aceea, eu zic că jurnalismul pentru mine a fost o pasiune, și ceea ce am făcut ca parte de revistă, pe lângă colaborările pe care le am cu diferite periodice locale, pentru că tot timpul am ținut legătura cu ziarele noastre de la Bistrița, cu ziarele bisericești, cu revista bisericească, am încercat să fac pe parte de teologie științifică și de istorie și să valorific patrimoniul local. Sau să scriu despre subiecte de actualitate. Am acum, mi-au apărut în Africa de Sud, texte dedicate sinodului din Creta, în revista Universității din Pretoria, și la noi la Roma, revista facultății, pentru că am considerat că acest sinod este un moment important în istoria Ortodoxiei și el trebuie cunoscut cu bunele și cu relele lui. Are puncte forte, are puncte minus. Dar e important ca noi să-l cunoaștem, să-l înțelegem și să facem ca următorul sinod să nu repete greșelile lui și să îmbunătățească anumite aspecte și să păstreze lucrurile bune care s-au decis în Creta. Și atunci de asta, ceea ce am făcut pe parte științifică. Și apoi am făcut această revistă și din dorința noastră, ca prieteni, să dăm ceva, să dăm ceva generațiilor viitoare. Noi nu ne gândeam atunci că Astra Salvensis bunăoară va ajunge la numărul 15 și că va avea atât de mulți profesori universitari din toată lumea care vor publica la noi. Sau că, să vă gândiți că revista care apare în mediul rural, apare la Salva, satul meu natal, sub Astra Salva, e condusă de doamna profesor Ana Filip, dascălul meu de suflet și prieten apropiat a doamnei profesor Luminița Cornea, și este o revistă din mediul rural care stă față în față cu revistele din mediul universitar. Revistele facultăților noastre nu sunt indexate Scopus, decât foarte puține. Sunt 12 în România, în condițiile în care Scopus și Web of Science sunt cele două motoare care fac metronomie științologică la nivel mondial. Adică ele dau cumva ora exactă în știință. Și asta e un lucru frumos. V-aș putea spune, dar nu vreau nici să mă extind foarte mult. Nu, eu sunt foarte atent și chiar sunt interesat de tot ce spuneți dumneavoastră, dar
o să vă invit să mai stăm de vorbă și cu altă ocazie, ca să punctăm anumite lucruri foarte importante din viața dumneavoastră și în lucrările pe care le faceți, pentru că e nevoie de oameni ca dumneavoastră, oameni tineri, care să aducă în față lucruri cu adevărat valoroase și adevărat și esențiale. Pentru că prea mergem cu mărunțișuri și chiciuri și nu știu ce. Acum societatea, știți, e globalizată și se vinde aproape orice. Dar dumneavoastră, noi, presa, trebuie să fim foarte atenți, să selectăm, să fim foarte selectivi, pentru că timpul vieții este scurt, oricât am trăit. Și atunci, de ce să nu facem lucruri de valoare? Părintele Arsenie Boca spunea că asta a luat o palmă pentru că și-a pierdut timpul și după palma aia nu a mai pierdut timpul niciodată. S-a concentrat asupra lucrurilor principale. Poate această epidemie, pandemie, e o palmă care ni s-a oferit ca noi să ne trezim la realitate. Am avut o experiență cu un preot, un călugăr de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus. Au venit la dâns și eu eram cu standul de icoane cu soția mea la hram acolo și se aduna lumea în jurul nostru și mai stăteam și de vorbă. Și părintele acesta așa i-a plăcut de noi că a stat aproape. Și au venit doi tineri prieteni și a zis, voi ce faceți? Vreți să vă căsătoriți? Da. Și tu ce vrei să urmezi? Ce facultate vrei să faci? Și băiatul zice, aș vrea să fac teologia, să mă fac preot. Și tu, domnișoară, eu vreau să fac și eu teologia și profesor, nu știu ce mai, nu mai țin. Dar zice părinte, tu să nu faci teologia și nici tu. Tu să te duci la drept și tu să te duci, nu, i-a dat altă direcție. Și au rămas surprins. Dar de ce, părinte, cum puteți chiar dumneavoastră să spuneți așa? Da, pentru că voi nu o să mergeți pe linia asta. Nu e bine, că e bine să știți teologia pentru voi, dar țara are nevoie de judecători buni, de avocați buni, de oameni în presă buni. Iată că, părinte, la ora asta încă mai aud la știrile de la radio și de la televiziune, cutare a trecut în neființă, ceea ce este inadmisibil din toate punctele de vedere. Colegii mei nu sunt pregătiți cu termenii teologici. Poate nu o spun din răutate, dar dacă o spun cu bună știință, e grav. Și atunci, dumneavoastră, bine că faceți presă, eu sunt în legătură cu părintele Eugen Tănăsescu de la Radio Dobrogea. Suntem parteneri cumva media, pe internet. Deci avem nevoie de oameni care să fie interfață între mireni și Dumnezeu. Pentru că acești oameni sunt icoane vii. Și de-aia vă rog să nu vă lăsați, să rămâneți pe baricade acolo. Și vă dorim acum în încheiere să aveți multă sănătate și putere. Mulțumesc, sărbător cu bucurie și cred că mi se îngăduie să vă adresez încă de pe acum un Hristos a înviat. Acum să nu, Părinte, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Și vă rog, totuși, pe finalul acesta, că suntem în Vinerea Mare, câteva cuvinte pentru credincioșii noștri care vor asculta în această seară acest interviu. Deci, imediat va fi postat pe canalul nostru de YouTube Știri Ortodoxe și Revista Pozitiv. Și acolo oamenii vor auzi acest cuvânt. Cred că cel mai important și cel mai actual ar fi ca în momentele acestea toți cei care se simt abandonați, părăsiți, însingurați, să privească spre Hristos. Și dacă nu vor vedea un om mai abandonat și mai părăsit decât ei, înseamnă că au o problemă. Dar dacă vor înțelege ceva din abandonul și suferința lui Hristos, cu siguranță vor găsi soluții și la problemele lor interioare și la frământările lor. Cam atât vreau să le spun teologic, pentru că cred că am spus prea multe astăzi și nu vreau să devină ceva eminamente teologic. Ați spus foarte bine și vă mulțumim încă o dată și sper să ne vedem curând pentru că mai sunt multe de povestit. Cu mare drag oricând. Vă mulțumesc pentru invitație. A fost o mare onoare și o mare bucurie pentru mine. Și pentru noi. Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze și să ne vedem cu bine după Sfintele Sărbători. Hristos a înviat! Adevărat a înviat!